discuție foarte interesantă despre felul în care funcționarea cerebrală poate influența nu doar comportamentul individual, ci și traiectoria întregii societăți. Pornim de la recomandarea cărții Stăpânul și emisarul său, scrisă de Ian McGilchrist, care sugerează că de-a lungul istoriei a existat o schimbare între predominanța unei emisfere asupra celeilalte, influențând astfel evoluția culturală și socială. El argumentează că în epocile în care emisfera stângă a dominat, societățile au devenit mai analitice și fragmentate, în timp ce în perioadele dominate de emisfera dreaptă, societățile au fost mai integrate și holistice. Eu mă întreb acum oare în ce perioadă suntem, dar o să aflăm, discutăm cu invitații noștri, domnul Sorin Lucaci, psiholog și coordonatorul evenimentelor la editura Herald și psiholog doctoran Costin Dămășaru. Bine v-am găsit! Mulțumim foarte mult pentru invitație! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! De-abia aștept să povestăm, foarte, foarte interesant această abordare și uite că o să aflăm și apropo de funcționarea creierului și că nu sunt întâmplătoare toate aceste lucruri. Cine s-ar fi gândit la abordarea asta? Aș mai adăuga la prezentarea lui Costin faptul că este directorul și fondatorul centrului Veruvis. Acolo Costin face niște lucruri cu totul și cu totul minunate. Apropo și de cartografierea, exact, nu? Exact, a creierului. Creierului, de-abia aștept să povestim. Aceasta este cartea, Ian McGilchrist, așa cum spuneai și tu, Stăpânul și emisarul său, creierul divizat și rolul emisferelor în modelarea culturală și evoluția societății occidentale, o carte publicată în colecția Psihoterapia editurii Herald și poate fi găsită cartea pe site-ul editurii. O carte, să nu te sperie volumul. M-am speriat deja. Dar am văzut-o, zic, e prea stufoasă, nu știu dacă am timp să stau să e senzația, mamă, când citesc eu. Dar este o carte extraordinară, așa cum este și Ian McGilchrist, profesor universitar, autor, medic psihiatru și cercetător specialist în neuroștiințe. Și ce e important, și apoi o să-i dăm cuvântul lui Costin să ne povestească, important este faptul că e firesc ca într-o astfel de carte foarte documentată, ani de zile de documentare, să regăsim în ea și anumiți termeni poate cu care, sau concepte cu care nu suntem familiarizați din zona neuroștiințelor sau din zona neurobiologiei. Dar este o carte care poate fi citită ușor și, într-adevăr, cum vin eu la tine de fiecare dată cu astfel de cărți și astfel de invitat, este o carte care se citește, se lasă acolo ușor la dospit și mai vii și mai revii asupra ei și, bineînțeles, tot timpul cu tot felul se de... Se citește cu creionul în mână. Cu creionul în mână, cu adnotări și așa mai departe. Costin? Costin? Mulțumesc frumos pentru invitație. Drag. Eu am participat și am cunoscut și pe Sorin la lansarea acestei cărți în România, la Gaudeamus. Da. Și am avut ocazia să vorbesc despre această știință absolut uluitoare, neuroștiința, neuroștiința aplicată mai de fapt, mai bine zis, și rolul său de modelare a civilizației în care ne aflăm de fapt. Una din marile probleme cu care ne confruntăm noi ca și indivizi este că luăm totul de-a gata. Nu ne gândim de fapt ce se întâmplă, cum se întâmplă, de ce s-a întâmplat, de ce suntem mai, de ce credem în ceea ce credem, de ce ni se pare normal ceea ce ni se pare normal. Toate astea sunt niște construcții mentale, de fapt, și le fuite de-a lungul anilor. Și ceea ce ni se părea acceptabil sau merita să luptăm pentru ceva acum 100 de ani, acum mi se pare ceva de-a dreptul barbar, primitiv și nu mai nu ar avea cum să fie așa ceva normal. Cu toate că se întâmpla acum 100 de ani, la nivelul istoriei este nu e prea departe o milisecundă, de noi. Corect. Da. Plus, foarte multe din teoriile pe care le redescoperim, că nu descoperim nimic nou, pur și simplu redescoperim ceea ce știam câteva mii de ani, se pare, toate aceste noi teorii ne arată că, de fapt, foarte multe din informațiile, foarte multe din credințele pe care noi le avem se fundamentează pe principii greșite. Bun. Vă dau un exemplu. Hai să vedem, da. Au trebuit să... Galileo Galilei, când a spus despre faptul că noi nu suntem centrul universului și că soarele se învârte, ci de fapt nu este heliocent, ci noi ne învârtim în jurul soarelui, l-au ars. Exact. O idee absolut revoluționară. Astăzi este o idee absolut revoluționară faptul că ne putem să ne controlăm creierul și că foarte multe din disfuncțiile pe care noi le avem, precum depresie, anxietate, autism, ADHD și toate cele, sunt de fapt încercări ale creierului de a putea gestiona un context.
Vă dau un exemplu, tinnitus, că l-am avut și eu, da, și de așa, da, adică țiuitul pe care l-am avut și eu, da, foarte mulți ani și am reușit să mă vindec de el și să-l elimin, și am făcut asta cu foarte mulți clienți până acum, este de fapt, din punct de vedere, un senzor de fum că ți-a luat casa foc, de fapt, țiuitul respectiv. Și nu te duci ca idiotul să distrugi senzorul de fum, ci stingi incendiul care pornește senzorul de fum. Corect. Însă, e foarte important să înțelegi abordarea pe care trebuie să o ai în fiecare context. Asta se află, de exemplu, în creierul uman, în delta 1-4-Hz, reprezentarea contextului. Mai e ceva pe care lumea nu își pune aceste probleme, în momentul în care îți dai seama că, de fapt, totul, când intri în suferință foarte puternică, din punct de vedere mental, începi să îți dai seama că, cum spun americanii, question everything, să pui la îndoială tot ce e în jurul tău, pentru că, ca să găsești o soluție. Asta am făcut. Și vreau un exemplu. Eu vă văd pe dumneavoastră acum, normal, cu cum arătați dumneavoastră, cu tot acest context. Da. Numai că ochii mei captează informația invers. Asta scrie în orice manual de biologie de clasa 7. Și eu vă văd pe dumneavoastră răsturnată și mai mică. Și atunci așa creierul se meu... se formează imaginea pe retină. Exact. Da. Prin zona occipitală, cu asta vedem, cu ceafă, bine, mai știu despre ce e. Creierul meu cu zona occipitală întoarce imaginea și o mărește astfel încât să facă sens. Stai că doamna trebuie să stea cu capul în sus, cu picioarele în jos, cu, pe fotoliul respectiv, acolo e camera, tot. Sorin la fel trebuie să stea așa. Și, de fapt, ceea ce văd eu este un construct mental. Este da, o este iluzie, de fapt, dacă vrei. Nu înseamnă că nu există. Realitatea este alta. Când se vede exact. Da. Și noi creăm realitatea, de fapt. Mai e ceva. Creierul e o masă de grăsime de vreo 1,8 kg plus sau minus într-un acvariu cu lumina stinsă. Asta e de fapt. Și vin informațiile prin 5 mari direcții, simțuri, okay? 5 simțuri. Da. În Kabbalah, spre exemplu, în creența Kabbalah, e ca și cum omul e într-o cutie, în întuneric, și vine lumina prin 5 găuri. Niște fante, așa, da. Exact. Aia sunt simțurile, uh-huh, care pot fi foarte ușor înșelate. Vreau un exemplu. Când mergeți la un hipermarket, mergeți la un moment dat, mirosiți pâine coaptă. Okay? Da. Sunt niște difuzoare care se pun acolo, care difuzează mirosul respectiv, așa, să-ți activeze, de fapt, simțul olfactiv, care este cel mai puternic, care e legat de amigdala neuronală, și brusc îți vine poftă să mănânci pâine coaptă. Sau nu voi asta. Sau la bunica, poate cocea. Exact. Și atunci trebuie și cumpără pâine. Cred că nu ai fi vrut. Nu aveai nevoie. Se folosesc astea în tot felul de magazine și sunt niște tehnici bazate pe condiționarea creierului uman. Mai un concept și există și în carte și vă recomand să citiți cartea, este foarte, foarte elocvent în acest domeniu. La felul în care povestiți, acum mergem și o cumpărăm. S-au schimbat foarte mult. Sper să cumpăra și cartea mea când o să apară. Vă în curând. Cu drag. Da. Ideea care e? Există un concept care se numește continuitate psihologică. Niște băieți și fete foarte iscusiți, cu ghinion de rigoare, din o țară din America Latină, au dat o lege acum câțiva ani în care spunea că este ilegal să te joci cu continuitatea psihologică a omului. Este absolut fair, însă e o prostie. Vă dau un exemplu. Să spunem că avem un tânăr adult, mascul de vreo 35 de ani, care, căruia lui îi place să se distreze. Iese în oraș, se întâlnește cu foarte multe fete, iese, se distrează. Exact, da. E burla, convins, spune, bă, nu mă să găsesc coțătorul și ceoată, are el condiționările lui. E infamă, te văd. Și la un moment dat, se întâlnește așa, complet aleatoriu, cu o fată care îi dă lumea peste cap și se îndrăgostește. Îi pune atunci, capac. Exact, îi pune capac. Și atunci, el nu mai este în oraș cu prietenii, nu mai vrea să iasă la 1000 de petreceri, vrea doar să fie cu fata aia, să se căsătorească, să facă un copil. Înainte era el burlac, convins, nu vrea copii. Da. Și ce face? Se duce să o dea în judecată pe domnișoara respectivă, că a distrus continuitatea psihologică? Da. Nu există continuitate psihologică în felul ăsta. Mai mult decât o ia în căsătorie. Da. Adică o recompensează pentru că ea a alterat continuitatea psihologică. Adică asta cu continuitatea psihologică este un mit, de fapt. Noi nu suntem aceiași. Suntem schimbați de contexte, de gene, sunt multe. Mai e ceva important. Noi odată la 7 ani și măcar nu suntem aceleași celule, că se schimbă la 7 ani. Da. Se și trupul este altul, exact. Da. Și de ce toate acestea sunt importante? Pentru că în carte, domnul profesor spune în următor că o anumită emisferă a creierului, când a fost predominantă, a activat, a cizelat, a modelat civilizația respectivă.
Mai mult decât atât, dar eu vin cum a ajuns, cum a ajuns la acel moment, de exemplu, sau în anumită epocă, era, astfel încât să modeleze întreaga societate, cum a ajuns să fie ea dominantă? Adică, ăsta e secretul. Sunt, de fapt, niște condiționări, din punctul de vedere epigenetice, pentru că sunt trei mari etape de dezvoltarea creierului uman. Prima etapă este epigenetică. Epigenetica este știința care studiază impactul contextului asupra activării unor gene. Iar epigenetica a dovedit științific faptul că 7 generații transmit o traumă. Și e dovedit. Adică un străbunic a avut o traumă, slavă Domnului, a avut destule, s-a înmagazinat în organe 7 generații către descendenți. A doua etapă, când fetusul e în burta mamei, în pântec. Da, da. Și preia și atunci, de la acolo mamă, preia emoții negative, da. Se amplifică și se activează niște gene care, de fapt, da. Schimbă rețelele neuronale, au predispozițiile. Și după aia, când se naște, în a treia etapă, când se naște copilul, începe să imite ce se întâmplă în jur, însă strategiile de gestiune ale contextului se bazează pe rețele neuronale primare din burta mamei, predispozițiile. În această carte, autorul prezintă cum anume șlefuiește creierul și mai mult decât atât, cum este creierul șlefuit de fapt, pentru că este o relație bidirecțională. Vă dau un exemplu. Cruciadele. Cruciadele, când de fapt sunt niște băieți foarte dornici. Nu la luptă, așa. Da, dornici. By the way, prima corporație din lume au fost cavalerii... Templieri. Cavalerii templieri, cum au făcut? De exemplu, așa au apărut bancnotele. Știți cum au apărut? Da. O mică paranteză, ca să vedeți ce face creierul ăsta absolut uluitor. Au creat această rută de pelerinaj până la Ierusalim. Să se roage la Mormântul Sfânt. Și plecau să merg din Franța. Da. Și plecau oameni care se duceau în pelerinaj. Și luau cu ei bani, dar pe drum erau jefuiți. Și au spus, bă, unui cavaler templier a venit și a folosit emisfera stângă, probabil, și cea dreaptă și în combinație a venit o idee. Deci creativitatea însă cu analitică, exact, dar prin corpus callosum, mănâncul de ligamente care leagă cel de emisfera, a funcționat cum trebuie. Da. Și atunci unui cavaler templier a venit o idee, mai stai, facem vântător. Vii la noi, lași în Nant 1000 de ducați, în visterie, și noi îți dăm o bancnotă. Adică o notă pe care scrie ai 1000 de galben, minus 3 că îți ținem comisionul. Da. Și mergea cu 990, cu bancnota aia care scria am drept la 997 de galben, să iau. Da. Se ducea, de exemplu, nu știu, ajungea în, nu știu, în Istanbul sau unde ajungea. Mai avea 500. Da, vreau și eu 500, pentru că îi tot luau comision și deau, am nevoie de 20. Și deau 20, deci țineau un comision. Din comisioane respective, ei asigurau protecție, de fapt, pe acea rută. Și ei țineau comisionul și așa au început să devină foarte, foarte bogați. De la un moment dat, vineri, într-o vineri 13, i-au tăiat capul, l-au ars, pardon, pe Demole, că na, avea mai mulți bani decât regele Franței care a dator. Da. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi avem o structură, de fapt, creată de o idee care s-a transformat într-un mod de gestiune a unor resurse. Venite dintr-o nevoie. Și întrebarea se pune în următor. Cum aia, cine a fost prima oară, găina sau ou? Exact. A fost prima dată nevoia de a păstra banii respectivi sau a fost, de fapt, ideea, dar încă nu venise ea acolo? Era asta spune și autorul. Acolo, exact. Da. Și asta e una din teorii, că noi ne conectăm și noi și toți trei suntem conectați. Da. La un câmp informațional. Exact. E una din invențiile mele pe care v-am văzut, să știe egregor. Antrenăm, de exemplu, 6 oameni în același timp și creăm o suprastructură. Deci avem dăumbă asta, pântecul, e o invenție foarte tare, care permite accesarea rețelelor neuronale primare din burta mamei. Okay. Vă invit să o vedeți. Da. Și mai încă una e egregor, în care le-am legat 6 creiere, rețea și antrenăm. Sportivi de performanță, dar ce o seră și alții. Da. Și ce am descoperit? Noi creăm lumea asta, însă este ceva în spate care ne creează pe noi. E o relație bidirecțională. Și apropo de diferența între femei și bărbați, femeile au creierul mai puternic decât al bărbaților. De ce? Pentru că mănâncul de ligamente care creează cele două emisfere, corpus callos, e mai gros. Astfel încât circulă mai rapid informația. Noi gândim mai repede decât bărbații și vorbim și mai mult. Și mai, nu, faceți zoom out. Și facem puteți foarte multe imagine lucruri. De ansamblu. Da, creierul bărbaților este reactiv. Da. Mai atente la detalii. Exact, creierul bărbaților este reactiv. Trebuie să reacționeze rapid, să se bată, să lupte. Da, da, da. De asta, una din explicații și e și în carte cu patriarhatul. Da. De ce a existat patriarhatul ăsta și ne există anumite țări acum? Din frica de femei, de fapt. Pentru că au creierul mult mai puternic, mult mai creative, mult mai inteligente pe anumite direcții și atunci bărbații care s-au speriat de această amploare a inteligenței umane, feminine, au creat sisteme ca să distrugă această, cum a fost vânătoarea de vrăjitoare sau alte chestii de genul ăsta. Așa este, da. Însă și în societățile în care predomină
creierele feminine, societățile respective sunt mult mai ancorate în prezent, sunt mult mai determinate să ofere prosperitate tuturor. Și sunt mult mai pasibile să găsească soluții de negociere la anumite probleme decât să fie unele neapărat prin luptă. Așa este. Pentru că dacă erau, de exemplu... Bărbaților, da. Da, asta... Așa este, corect, pentru că, apropo de cavalerii templieri, că toată lumea e laudă și e super ok, toată lumea e, erau niște mașinării de ucis. Aveau două... Dacă citim... Că n-am, da, citim, că nu stăm să ne uităm toată ziua numai pe... Rețele sau exact. Pe platforme. Cine citește știe, de fapt, din surse credibile, că acești cavaleri templieri erau mașini de ucis. În momentul în care își puneau armă, aveau 20 de oameni, erau un fel de vedete ei. Da. Serios, ca și cum erau acum vedete, influență sau alte chestii. Și își puneau armura respectivă, ei nu mai făceau diferența între cine era cu noi, cine e împotriva noastră, cine e copil, cine e femeie. Tăiau tot. Erau mașinării de ucis. Și erau trimise, de fapt, ca să poată să dezvolte anumite rute, până la urmă, comerciale. Despre asta este vorba. Adică, în spate... Și este important să înțelegem narativul. Și acum știm povestea și istoriile papilor și ce voiau ei de fapt și cum papii nu erau cei mai onorabili oameni de pe fața pământului. Adică făceau niște chestii foarte dubioase ca să plătească să ajungă acolo. Și în spatele, care e morala, în spatele tuturor acestor acțiuni se află un narativ, o poveste pe care oamenii o cred. De aia ajungem, închidem cercul, noi creăm narativul, poveștile. Și când spun noi, mă gândesc la noi conștient. Dar, de fapt, ultimele teorii arată, spun, că noi nu suntem decât 15% conștient. Restul este subconștient și inconștient. Da. Și atunci, conștientul doar justifică necesitatea lor unor acțiuni. Și asta spune și în carte domnul profesor, cum civilizațiile sunt șlefuite de necesitatea de a dezvolta niște narrative, niște povești. Renașterea, ca asta nu spune, cum a luat renașterea? Păi stau niște băieți foarte bine înarmați ca să propovăduiască cuvântul Domnului cu arma, că asta au făcut de fapt, și în schimb ce au dat peste alfabet. Pardon, au dat peste aritmetică, au dat peste algebră, că de-aia vine algebra. Al-șabră. Exact. Da, da. Și au dat, de exemplu, peste cifra 0, că cifra 0 n-a fost inventată de cultura apuseană, a fost inventată în altă parte. By the way, oamenii respectivi nu știau că pământul este plat. Adică aici se cunoștea. Și atunci au luat acea informație și atunci niște oameni foarte inteligenți din epoca, din Europa, în perioada aceasta renascentistă, de acum o renaștere, și-au dat seama de fapt că nu știau nimic. Și că erau într-un ev mediu, într-o epocă întunecată. Vă invit să citiți niște cărți interesante pe tema asta. De ce? Pentru că poveștile care ni se spun nouă sunt incomplete. Evul mediu nu a fost decât în Europa. În alte părți nu a fost ev mediu. Așa este. Dar noi credem din povestea pe care noi ne-am spus, că despre asta este vorba, narativul care ni s-a spus că... Ce, ok, întotdeauna am pus întrebarea asta și când eram copil. Ce s-a întâmplat de la antichitate? Aveam biblioteci imense, oamenii... Da, uite, biblioteca din Alexandria. Asta știți că în biblioteca din Alexandria, monarhul Alexandru, cel care conducea, trimitea soldați înarmați la fiecare corabie, nu ca să ia aur sau să ia... nestemate, să caute cărți. Da. Și le spuneam în frontor. E o chestie adevărată, de istorici spusă. Dați-ne nouă cărțile ca să vi le păstrăm cât timp stați în oraș, să nu se întâmple nimic cu ele. Ce făceau? Le luau, le copiau și le dădeau lor copii. După aia țineau originalul. Deci atât de motivați erau să construiască biblioteca în Alexandria, care a fost arsă, de fapt, unde era, și revenind la creier, erau manualele de instrucțiune ale creierului uman. Pentru că noi avem creierul ăsta, fiecare are un creier absolut uluitor. 86 de miliarde de neuroni, 60 de milioane de conexiuni. Dar nu avem manual. Eu vă invit să mai povestim că este o discuție absolut fascinantă și cred că am stat încă 3 emisiuni și ne-am terminat tot ce avem de povestit. A fost foarte, foarte frumos momentul și îți mulțumesc, Sorin, că ai venit la noi. N-ai apucat să vorbești mare lucru, dar eu zic să mai veniți așa în formula asta. Îi lăsăm pe telespectatori să ia cartea și să o citească și să descopere mai multe lucruri, pentru că, uite, mai era un subiect care era interesant, normal că nu mai avem timp, legat
inspirat de ce spune și Miguel Crisp în carte despre inteligența artificială. Oh, da, da, dar eu vă invit cu mare plăcere. Cu următoarea ocazie să povestim mai multe. Mulțumesc. Vă mulțumesc, dragilor, că a stat alături de noi. O să urmeze o scurtă pauză de publicitate și revenim.